Este recomandat să vă ocupați mai mult de problemele sufletești. Berbec dimineața s-ar putea să amânați o călătorie în interes de familie din cauza banilor. Este momentul să vă concentrați asupra proiectelor ambițioase pe termen lung. Taur dimineața s-ar putea să fiți inhibați și să nu vă exprimați prea clar. Evitați întâlnirile cu prietenii pentru că este posibil să fiți înțeles greșit din cauza problemelor de comunicare. Gemeni, în cursul dimineții v-ar putea indispune o problemă minoră de sănătate. Nu sunteți prea sociabil și preferați să fiți singur. Nu refuzați dialogul cu prietenii sau cu partenerul de viață. Rac, astăzi aveți tendința de a fi prea puțin sociabil și există riscul să suferiți pierderi în afaceri. Evitați călătoriile lungi și amânați eventualele negocieri. Leu, se pare că sunteți inhibați și irascibili. Fiți prudenți și evitați cearta cu colegii de serviciu. Este momentul să vă implicați mai mult în problemele casei. Fecioară, în prima parte a zilei s-ar putea să nu aveți chef să discutați cu nimeni și nici măcar să rezolvați problemele care vă privesc în mod direct. Cele care vă frământă nu sunt chiar atât de grave. Balanță, la locul de muncă sau în afaceri, sunteți foarte bine dispus și munciți cu tragere de inimă. Aveți însă grijă pentru că se pare că sunt colegi care vă sapă. Scorpion, în prima parte a zilei s-ar putea să simțiți nevoia să vorbiți cu cineva despre problemele sentimentale. Aveți impresia că sunteți neglijat. Săgetător, se pare că nu sunteți prea sociabil și riscați să vă izolați de cei din jur. Când vă veți da seama, ar putea fi prea târziu. Capricorn, ar fi bine să nu luați decizii de unul singur. De asemenea, încercați să nu vă implicați în activități importante. Vărsător, se pare că vă concentrați mai greu din cauza neînțelegerilor cu persoana iubită. De aceea și dificultățile de la locul de muncă vi se par mai mari decât de obicei. Pești, astăzi aveți șanse de succes în afaceri. Este posibil să încheiați un contract sau să găsiți un al doilea serviciu. Evitați discuțiile în contradictoriu. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață superbă! Mulțumim tare mult!